Bună dimineața, sunt Mihai Daniel, bun venit pe canalul meu, bine v-am regăsit pe toți cei abonați acestui canal, bun venit celor noi. Astăzi vreau să vorbim despre un subiect pe care l-am tot promis zilele trecute când am făcut acea demonstrație cum să faci scalping pe 5 minute, cum să faci bani de buzunar. Și spuneam la momentul în care am făcut acel clip că este foarte important să înțelegeți și intervalele de timp, ce înseamnă 1 minut, 5 minute, 15 minute, 30 de minute. Și ce îmi propun să fac astăzi este să explic cât se poate de simplu pe înțelesul oamenilor care nu sunt familiarizați, n-au timp să stea să se documenteze, să învețe, să... Aș vrea în câteva minute să înțeleagă cum stă treaba cu aceste intervale de timp. De asemenea, o să vorbim în timp real, dacă tot analizăm pe intervale de timp, despre Bitcoin la momentul actual, ce înseamnă pe termen foarte scurt, gen ore, o zi, două, ce înseamnă pe zile, ce înseamnă pe săptămâni, ce înseamnă pe luni. Cam asta îmi propun să fac cu acest clip. Așa că sfatul meu ar fi să vă uitați cu atenție mare la acest clip, pentru că e bine să învățați niște lucruri și de asemenea să înțelegeți un aspect. Genul ăsta de informație nu îl puteți asimila doar dacă v-ați uitat odată la clipul ăsta, nu. Genul ăsta de informație este ceva ce se consumă repetitiv. E nevoie să repetați ca la școală, până înțelegeți. Pentru că unii oameni învață, nu știu, în 20, 30, 40 de tranzacționări, alți oameni au nevoie de un an, 2, 3, depinde. Plus că mai e un factor și anume talentul și intuiția. Și încă un aspect, piața care este manipulată. Bun, haideți să începem cu acest mini tutorial despre intervalele de timp. Bun, suntem pe TradingView, unde recomandarea mea e să aveți un cont făcut. De preferat ar fi acel cont în care plătiți, nu știu, 15-16 dolari pe lună, contul Pro, ca să puteți folosi mai mulți indicatori. Astăzi vorbim despre ceea ce se vede aici în partea superioară, adică un minut pe care suntem acum, 5 minute, 15 minute, 30 de minute, o oră, 2 ore, 4 ore, daily, weekly, monthly. Avem o grămadă de variante. La mine se vede, cele preferate sunt un minut, 15 minute, 30 de minute, o oră, 2 ore, 4 ore și daily, weekly și monthly. Da, deci sunt niște intervale de timp foarte mari. Bun, ce înseamnă un minut? Fiecare lumânare care o vedeți pe ecran reprezintă evoluția pieței într-un minut. Dacă ar fi să ne uităm așa, să tragem un... să vedem, domne, ce corecție a avut loc acum, păi e 0,35, adică nimic pentru vânătorii de X-uri, chiar nu există. S-ar putea să fie fiurile mai mari decât ar fi rezultatul unei tranzacții. Sunt oameni care tranzacționează pe acest interval de timp. Acest interval de timp e aproape relevant instant ce se întâmplă cu piața la minut. Din punctul meu de vedere, pentru un trader fără experiență sau fără, nu știu, cunoștințe minime, recomandat este de la o oră în sus. Bun. Spuneam ieri că, ieri, acum câteva zile, de strategia de scalping. Un minut poate fi relevant atunci când facem trading pe 5 minute, pentru că am folosit stochastic RSI și vedem cam care e trendul de piață. Ne ducem pe 5 minute. Aici fiecare lumânare reprezintă 5 minute, iar un ciclu de cădere și scădere, haideți să vedem cam cât durează. De exemplu, această corecție a pieței a început în dimineața asta la 9, deci 46 de minute. În general, un ciclu durează în jur de o oră. Da? Chiar dacă noi spunem că lumânarea este pe 5 minute, este evoluția în 5 minute. Dar când vrei să tranzacționezi, gen poți să ai ca aici 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 lumânări în jos. Da? Deci,
5 minute nu înseamnă la propriu 5 minute. Fiecare lumânare înseamnă 5 minute, dar ca strategie poate însemna o oră. Da? Pentru că noi aici, să zic, am fi aici și vrem să intrăm în piață, lumânarea asta ne indică că nu e ce trebuie. Așteptăm o lumânare mare, fără codiță în partea de jos și am intrat. Și atunci avem la dispoziție, să zic, jumătate de oră în care tranzacționăm pozițiile noastre. 15 minute, la fel, este un time frame mai mare. Nu este în zona de siguranță, aș putea să zic că e tot în zona de scalping, este pentru cei care vor să ia poziții relevante în, să zic, aici se încadrează traderii care vor să facă 5 trade-uri pe zi. Cred că este ideal pentru ei, 15 minute. Pentru că, vedeți, de exemplu, dacă o creștere a pieței începe aici, la 4 dimineața, se încheie la 6. Deci în 2 ore ai făcut un trade, să zic că stai 8 ore, 10 ore activ, poți să faci 4, maxim 5 trade-uri. 30 de minute deja este pentru jucătorii care pot lua o poziție acum și să o închidă diseară. Vedeți, de exemplu, aici. Să zic, piața devine verde la 4, la 6 poți să o închizi. Dar uneori nu e neapărat să fie aici. Deci 30 de minute n-aș putea să zic că este relevant pentru foarte mulți. Nu știu cât tranzacționează pe time frame-ul de 30 de minute. O oră. O oră este indicat pentru cei care vor să facă daily trading un singur trade. Eu așa l-aș folosi. De exemplu, am avut această corecție început aici. La 11 ea se încheie la 4 dimineața a doua zi. Cine ar fi intrat aici într-un short, ar fi așteptat până aici, până piața îi dă semnal că această corecție urmează să se termine temporar. Fiecare lumânare înseamnă 60 de minute, dar asta nu este obligatoriu să faci un trade în fiecare lumânare, pe niciun time frame. Deci niciun time frame nu ne obligă să facem, poate doar pe 1 minut și 5 minute, să zicem, acolo ar fi o treabă. 2 ore, la fel, aici e pentru boemi. Pentru 2 ore te uiți în clipa în care vrei să intri într-o poziție pe oră. De exemplu, acum noi suntem pe oră pe Bitcoin și ne uităm la piață și zicem, ok, de aproape o zi, da, 24 de ore, de ieri de la 8 dimineața, stocastic RSI este sus pe oră și ne semnalizează că s-ar putea să mai avem o testare a zonelor inferioare. Eu zic că un 41.000, 41.500, 41.800 este în cărți, poate fi testat. 2 ore, la fel, ne arată că de ceva timp suntem sus și urmează o testare. Așa verificăm direcția de piață. Pe 4 ore. 4 ore e deja în alt film, avem lumânare verde. 4 ore este relevant deja la 2, 3, 4 zile efectul lui. La fel ca și pe daily. Pe daily, de exemplu, acum Bitcoin-ul este încă în corecție. Stochastic RSI este jos, lumânările pe daily sunt foarte mari, nu avem codițe în spate, asta ne semnalizează că corecția nu este pe cale să se încheie. De exemplu, vedem aici, la această creștere, am avut lumânările fără codițe în sus, după care a apărut lumânare cu codiță sus și jos, piața și-a schimbat trendul. Apropo, mă întreba cineva de ce folosesc Hiking Ashi ca lumânări, pentru că au acuratețe mai bună, nu au noise, nu au zgomot și asta mă ajută. Revenind la Bitcoin, suntem pe daily, da? Am avut această corecție începută aici pe 5 aprilie, un dump destul de generos, 9,5, nu e vreo mega corecție. Anul trecut aveam la începutul anului simultan, lună de lună, corecții de 20, 25%, 30%, în fine. Revenim pe lumânări. Weekly deja este perioada, să zic, a anotimpurilor, da? Pentru că avem această corecție începută în noiembrie
și s-a terminat în februarie. A început să urce un pic, a urcat aproape 2-3 săptămâni, să zicem că mai stă în partea superioară o săptămână, 2, 3 și după aia piața va avea o corecție. În mai se vor întâmpla o grămadă de lucruri și cred că vom avea un damperino. Apropo, aseară am avut un call cu cei de la divizia de institutional, de la Binance, și ne-au cam confirmat un pic că urmează un damperino. În fine, deci weekly este ca atunci când vrei să vezi sezonul ăsta. Ce avem primăvara asta? Păi am început în sfârșit de iarnă până acum această perioadă verde. Dar am avut toată toamna și iarna roșie. Iar pe monthly, ce să mai zic? Monthly, suntem jos de tot. Aici lucrurile se întâmplă foarte, foarte lent. Dacă ne uităm, avem luni de zile verzi, cu toate că oamenii trăiesc la nivel micro, gen marea majoritate a celor care mă urmăriți sunteți pe CoinMarketCap, vă uitați la minut, la secundă, la nu știu ce. Aici lucrurile sunt foarte lente. Aici ni se... Nu știu. Sunt foarte puțini cei care tranzacționează pe monthly. Cam astea ar fi despre timeframe-uri. Am încercat să explic, nu academic, am încercat să explic foarte simplu. Dacă există doritori și vreți să facem un tutorial mai serios, o să facem asta. Mă gândesc la un curs de scalping, de trading mai profesionist pentru cei care chiar vor să facă bani din treaba asta și nu doar să se joace un pic. Vă doresc o zi minunată, aveți grijă de voi, toate cele bune!